Scene halucinante la ieșirea din comuna Crângeni, județul Teleorman. Un copil care circula în portbagajul unui autoturism a târât pe asfalt un câine pe care îl legase cu o sfoară kilometri întregi. Polițiștii au deschis un dosar penal. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile care sfidează orice urmă de umanitate au ajuns și în atenția polițiștilor după ce au apărut în spațiul public. Referitor la apariția în spațiul public a unor imagini foto-video în care este reclamată maltratarea unui cățel, precum și transportarea unui minor în portbagajul unui autoturism, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman s-au sesizat din oficiu, la acest moment efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, urmând a se stabili cu exactitate întreaga situație de fapt. De asemenea, conducătorul auto va fi sancționat pentru încălcarea legii privind circulația pe drumurile publice, a transmis IPJ Teleorman. Cazul iese și în atenția specialiștilor de la protecția copilului, având în vedere fapta de o cruzime incredibilă.